atunci când vorbim despre evaluarea unui vin, acest lucru el ar trebui să facă parte din normele elementare de savoir vivre, arta de a ști să trăiești viața. Prima regulă întotdeauna este că paharul de vin se ține întotdeauna de picior. Poate ați mai văzut pe la evenimente, sunt unii care îl țin și așa de talpă. În orice caz, nu de cupă, cum poate mulți dintre noi, mai ales când paharul e mai mare cum e cel de vin roșu, sunt tentați să-l apuce de cupă. E greșit. Dacă apucăm vinul de cupă, paharul de vin de cupă, în primul rând încălzim vinul de la temperatura mâinii, apoi, oricât am fi de curați pe mână, rămân amprente pe pahar, care devin neplăcute după câteva folosiri. Evaluarea lui înseamnă că îl trecem practic prin toate simțurile, vizual, olfactiv și gustativ. Vizual, când apreciem culoarea, limpiditatea, strălucirile unui vin, am fi tentați să privim așa. Ați văzut și prin multe filme, se uită și apreciază vinul așa. Culoarea lui adevărată o vedem aplecând vinul la 45 iar 50 de grade deasupra unui fond alb, cum este un șervețel alb de hârtie, și privim perpendicular, deci nu așa, dar efectiv perpendicular, aici pe unghie, în zona asta, unde este mai subțire, să spunem, vinul, și aici o să vedem adevărata lui culoare, care iată câte ne poate spune despre un vin. Dacă este un vin alb și în zona asta aici are culoarea galben pai foarte deschis cu note verzui, este un vin alb tânăr. Cu cât îi dispar notele verzui și galbenul se închide, poate vira chiar către auriu, chihlimbariu, cu atât mai mult este un vin alb vechi. La roze nu e cazul, pentru că rozeuri nu avem decât tinere. La roșu, dacă în această zonă este un roșu viu aprins cu străluciri, este un roșu tânăr, cu cât îi dispar strălucirile și roșul virează către maroniu, cărămiziu, se închide, cu atât este un roșu mai vechi. Apoi îi vedem aromele. Aromele îi le vedem în doi pași. Fără să rotim vinul în pahar, cum ați văzut că se mai face, în primul pas, deci nu rotim vinul în pahar, în primul pas introducem nasul cât mai adânc în pahar și inspirăm puternic. Și vedem aromele primare de soi. Trebuie să știm că din cele câteva zeci de mii de soiuri de strugure câte sunt în lume, nu sunt două cu aceeași identitate aromatică. Fiecare are propria lui identitate aromatică. Și asta o vedem la primul nas al vinului. Asta, deci, inspirăm puternic. Dacă întrebăm un enolog din cramă, de exemplu, sau un degustător autorizat, a ce miroase în paharul ăsta, o să vă spună a Cabernet Sauvignon. Pentru noi ceilalți mai puțin inițiați în lumea asta vinului, mai puțin stați în cramă, s-a creat de pe la 1700 și ceva, s-a creat un vocabular al vinului, în care fiecare aromă prezentă într-un vin este asociată cu o altă aromă, să spunem, din memoria noastră olfactivă. De aici apar acele descrieri, vin cu aromă de cireșe negre, cu aromă de vișină, cu aromă de mango, cu aromă de pere. Mulți cred, neinițiați, ce, cum domne, cu aromă de cireșe, adică s-au băgat cireșe în vinul ăsta? Nu! Aroma soiului îți aduce aminte de acele cireșe pe care le știi cu siguranță mult mai bine. Pasul al doilea, acum se rotește vinul în pahar la modul ăsta, da? Dacă nu avem dexteritatea să-l rotim așa în mână, se pune pe masă și se rotește așa. E important să fie o rotire energică. Această mișcare de rotire accelerează aromele din pahar, scoate la suprafață aromele secundare. Și o să vedeți că aroma devine mult mai intensă și mai complexă. Aceste arome secundare care sunt scoase acum la suprafață de această rotire, le regăsim în cazul multor vinuri, pe contraetichetele sunt descrise, cu aromă de cireașă neagră, să spunem,
în cazul acestui Cabernet Sauvignon, cu note de, și se începe și se înșiră, ciocolată, cafea, tabac, piele, chiar uneori alte fructe roșii, depinde. Ele, acele cu note de, sunt aceste arome secundare care le simțim acum. Și apoi pasul al treilea, cel mai plăcut, degustarea propriu-zisă, evaluarea gustului, se ia o înghițitură de vin, o mestecăm, cum se spune, o plimbăm prin toată cavitatea bucală și ne interesează la vinurile albe și la rozeuri fructozitatea și aciditatea, adică să fie sprințare în gură. Da? La vinurile roșii ne interesează aceeași fructozitate, dar nu mai putem vorbi de aciditate, pentru că vinurile roșii oricum au aciditatea coborâtă, ele nu sunt vinuri foarte acide. În schimb, la vinul roșu ne interesează foarte mult prezența taninilor, care trebuie să-i simțim aici pe gingii, în părțile de sus, pe lateral, ca o strânsură, dar o strânsură delicată, nu una agresivă. Ați văzut că sunt unele vinuri roșii, cum le-ai luat în gură, sunt atât de astringente că îți fac gura pungă. La nu e un semn de calitate. Deci taninii trebuie să-i simțim, dar ca o atingere cât mai catifelată, mai blândă. Și foarte important în evaluarea gustului unui vin, oricare ar fi el, este evaluarea așa-numitului post-gust. Adică după ce am înghițit, cât timp rămâne gustul vinului în gură. Cu cât este mai lung post-gustul, cu atât este un semn mai bun, avem un vin mai de calitate. Ca un reper de bază așa, dacă au trecut de 6-7 secunde și gustul persistă, putem spune că începem să avem vinuri cu pretenții că ar putea să intre într-un concurs cu altele. Cu cât e mai lung postgustul, cu atât e mai bine. Iar cele care au postgustul mai scurt, acelea sunt vinuri, ele pot fi vinuri cinstite, făcute din strugure, fără niciun fel de problemă, dar alea nu sunt vinuri cu preț, sunt vinuri de masă, cum li se spune. Iată, cu alea nu este păcat să faci mult blamatul șpriț, care și el are povestea și locul lui. Iar la evaluarea gustului mai este un ultim truc, să spunem, așa cum rotirea în pahar accelerează aromele, când avem vinul în gură, fără să-l înghițim, sugem o șuviță de aer și să vedeți cum explodează gustul, cum se amplifică fantastic de mult, îl simțim mult mai bine. De exemplu așa. Puteți încerca, sigur vă trebuie un pic de exercițiu, dar cu ceva stăruință, cu siguranță reușiți, nu e nimic complicat. Astea sunt regulile de bază ale unei evaluări a vinului.